blocat. De asemenea, am vrut să-l asigur pe domnul președinte de tot sprijinul Partidului Social Democrat pentru cursul bun al reformelor din Republica Moldova. De asemenea, aprecierea mea personală pentru faptul că guvernul actual a început să facă lucruri bune, a început să stabilizeze țara și din punct de vedere al veniturilor la bugetul de stat și din punct de vedere economic. Am înțeles că vor avea o întâlnire importantă cu instituțiile financiare internaționale și le-am asigurat și acum și pe viitor de sprijin nostru permanent, cinstit și corect.